Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Biblioteca județeană Nicolae Milescu Spătarul Vaslui a lansat cea de-a doua ediție a concursului Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste. Cei care vor să participe trebuie să-și expedieze creațiile până pe 21 februarie, alături de fișa de înscriere, iar în cazul minorilor, de acordul părinților. Cele mai frumoase scrisori de dragoste vor fi premiate cu diplome și cărți în cadrul unei festivități, ce va avea loc în data de 24 februarie. Scrisorile primite vor fi evaluate în funcție de originalitate și creativitate, dar și în funcție de caligrafie și corectitudinea ortografiei. După evaluare, câștigătorii concursului vor fi anunțați personal, lista urmând să fie atașată pe site și pe pagina de Facebook a bibliotecii. Scandal între constructorii vasluieni. Două firme mari își cer reciproc insolvența. Scandalul a pornit din cauza unor datorii reciproce. Elfora Cons SRL ar fi trebuit să primească de la Transmir SRL aproape 400 de milioane de lei vechi. De partea cealaltă, Transmir avea de încasat de la aceeași firmă peste 3,5 miliarde de lei. Discuțiile dintre reprezentanții celor două firme au degenerat și disputa a ajuns în instanță. Mai exact, cele două societăți vasluiene și-au cerut reciproc falimentul. Din fericire, zilele trecute, cele două societăți au ajuns să se înțeleagă și datoriile să fie stinse. Au fost achitate datoriile și totul a fost stins. Pe viitor nu vom mai colabora, a declarat reprezentantul Elfora Cons. Bugetul Consiliului Județean Vaslui pentru anul 2022 are prognozată la venituri suma de 560 de milioane de lei și la cheltuieli 573 milioane de lei. Pe segmentul cheltuielilor, cea mai mare sumă de 198 de milioane de lei este alocată protecției copilului Vaslui și Spitalul Județean de Urgență primește peste 14 milioane de lei, fiind finanțate proiectele aflate în derulare. Pentru reabilitarea și modernizarea unor poduri și drumuri județene este alocată suma de 176,4 milioane de lei. Județul Vaslui este codaș la autovehiculele electrice. Statistici îngrijorătoare pentru județul Vaslui în ceea ce privește parcul auto. Astfel, în timp ce se vorbește tot mai mult de încălzirea globală și de eliminarea surselor de poluare, la Vaslui, din cele aproximativ 120.000 de autovehicule existente, marea majoritate sunt mașini cu mai mult de 16 ani vechime și cu motoare diesel. În schimb, mașinile nepoluante, hibride sau electrice sunt în număr nesemnificativ. Județul Vaslui se poate lăuda între ghilimele cu 35 de vehicule electrice, autoturisme și motociclete și 467 de hibride și 0 stații publice de încărcare. Primăria municipiului Vaslui a fost dată în judecată din cauza unei tarabe din bazar. Reclamantul este nimeni altul decât Valentin Crăciun, un personaj pitoresc al vieții de noapte din Vaslui, care a deschis proces în instanță după ce și-a spart capul de acoperișul de tablă al unei tarabe situată în spatele bazarului, în sectorul Unentelor. Inițial, bărbatul a chemat în judecată primăria Vaslui și direcția Piețe, Târguri și Oboare, care administrează bazarul. Cristinel Nechita, directorul direcției administrare Piețe, Târguri și Oboare din cadrul primăriei Vaslui, a declarat: „Dumnealui s-a lovit cu capul de o tarabă, însă noi suntem proprietari pe teren, nu pe spațiu. Prin urmare, acele tarabe se află în responsabilitatea comercianților care își desfășoară activitatea acolo. În acest sens, am depus o cerere prin care am solicitat să fim scoși din acest proces.” Am încheiat citatul. Pentru cucuiul provocat în urma loviturii, Valentin Crăciun cere despăgubiri de 20.000 de lei. Primăria Vaslui va investi suma de 193.719.000 de lei cu TVA pentru construirea complexului de servicii comunitare pe terenul fostei unități militare. Căminul pentru persoane vârstnice va avea 150 de locuri, cantina socială 150 de locuri, adăpostul de noapte pentru oamenii străzii pentru 40 de persoane, centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost 24 de persoane și centrul rezidențial de îngrijiri paliative de 100 de locuri. Realizarea complexului de servicii comunitare a fost asumată de autoritățile locale la preluarea amplasamentului fostei unități militare. „Dacă nu realizăm obiectivele asumate, se retrage suprafața pe care am primit-o. Complexul de servicii sociale face parte din aceste obiective. Este vorba despre construirea unui centru de bătrâni, o secție de paliatie, cantină, etc.”, spunea Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui.
Răzvan Hortolomei, tânărul din Huș, care în 2018 a supraviețuit aproape miraculos după accidentul în care a murit șeful de post de la Vetrișoaia, dar și un alt prieten de-al său, va trebui să mai aștepte până să devină salvator la Smurd. Și asta pentru că, înainte cu câteva zile de a începe cursurile de voluntar, acesta a făcut o greșeală de începători. A îmbrăcat uniforma Smurd, apoi și-a pus poza pe Facebook, încălcând astfel ordinul 695 din 2008. E ca și cum un civil s-ar fi îmbrăcat cu uniforma de polițist, apoi s-ar fi lăudat cu pozele pe rețelele de socializare. Isu Vaslui l-a înștiințat vineri despre greșeala comisă, astfel că sâmbătă hușanul nu s-a mai prezentat la cursurile Smurd. Primăria Vaslui își digitalizează serviciile printr-un proiect european. Municipiul Vaslui, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul Sistem Informatic Integrat de E-Administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificarea administrativă. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capacitate Administrativă 2014-2020, AXA Prioritară 2. Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității instituționale a Primăriei Vaslui prin implementarea de măsuri de simplificare administrativă și optimizarea furnizării serviciilor către cetățeni. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.